Bun găsit! Astăzi vorbim despre durerile de genunchi. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați resimțit astfel de dureri din când în când și v-ați întrebat și care sunt cauzele. Ortopedul Tarek Nazel ne rămurește chiar acum. Mare atenție! Una dintre pozițiile pe care o adoptați zilnic atunci când stați la birou dăunează mult în astfel de situații. Care sunt cauzele durerilor de genunchi? Din ce în ce mai multă lume se plânge de aceste dureri. Ce se întâmplă de fapt? Avem două categorii de pacienți în acest capitol. Categoria de pacienți tineri unde apar probleme post-traumatice la o mișcare greșită, efectuând un sport sau chiar la o răsucire mai rapidă a genunchiului, apar leziuni la menisci și ligamente. Ca să înțelegem un pic ce găsim în genunchi și ce structuri anatomice găsim, astăzi v-am adus un mulaj unde să vă explic un pic despre anatomia genunchiului. Găsim două meniscuri, meniscul intern și extern, cele albastre pe care le vezi aici, ligamentul încrușat anterior și posterior, tendonul patelar cu rotulă și ligamente colaterale, femurul și tibia ca structură osoasă. Cel mai frecvent afectat este meniscul intern și ligamentul încrușat anterior. La o mișcare de răsucire putem să avem o leziune de menisc sau o ruptură de ligament încrușat anterior. Atunci când vorbim de o leziune de grad mic de menisc, gradul 1 sau 2, atunci nu e o problemă că putem să tratăm acest leziune fără să fie nevoie de tratament chirurgical, efectuând fiziokinetoterapie sau infiltrații intraarticulare cu diferite substanțe, cum ar fi acidul hyaluronic sau infiltrații cu PRP. Însă atunci când avem o leziune mai mare și un grad mai mare de leziune, gen gradul 3 sau 4, automat acolo, din păcate, trebuie să-l operăm pe pacientul respectiv, fiindcă dacă lăsăm o leziune de tip 3 sau 4, fără tratament chirurgical, și este posibil că mulți zic că nu am probleme, am leziune de grad 3 sau 4 și nu am probleme la genunchi, pot să mă descurc. Da, într-adevăr, nu avem probleme la început, dar în timp, datorită faptului că leziunea respectivă are contact cu cartilajul articular și freacă în continuare, distruge la un moment dat și cartilajul și atunci ajungem să avem și o artroză mult mai devreme comparativ cu persoanele care nu suferă de acest tip de leziune. De asta este indicat întotdeauna să rezolvăm chirurgical o leziune de menisc. Este o rezolvare ușoară, metodă artroscopică, deci numai două înțepături micuțe care ne permit să intrăm cu o cameră în interiorul genunchiului și rezolvăm problema. Cum am zis, a doua problemă este ligamentul încrișat anterior. Dacă se rupe ruptură parțială, la fel, se poate trata fără nicio problemă nechirurgicală. Însă la o ruptură completă trebuie să apelăm la o reconstrucție. Asta înseamnă să intrăm în articulația genunchiului și să reconstruim ligamentul rupt cu un alt ligament pe care îl luăm tot de la pacientul respectiv. Mulți pacienți când vin la consultații zic că, exact explicația asta, cum simt că îmi fuge genunchiul. Asta e ce e mai întâlnită, o replică întâlnită. Pe care o întâlnim la consultații și ne dă imediat un semnal de alarmă că există o problemă la nivelul ligamentului. După cât timp ar trebui să mergem la medic? După cât timp de la prima durere? Deci durerea este foarte difuză la început, accentuată la activitate fizică, urca cu brățcări, nu întotdeauna este o durere apăsătoare și de asta mulți pacienți vin foarte târziu, fiindcă ignoră acest semn. Trebuie să fim foarte atenți. Dacă avem o durere continuă legată de o activitate pe care o facem, cât că e o simplă activitate de mers pe jos sau urca cu brățcări, nu neapărat un sport, înseamnă că există o problemă acolo și trebuie să ne adresăm unui medic specialist care să identifice probleme și să ne spună care e metoda de tratament cea mai potrivită. În cazul vârstnicilor, acolo vorbim de o artroză generalizată a genunchiului, numită gonartroză. Acolo se distruge cartilajul în timp, iar durerea începe cu un disconfort și avansează în timp până la impotență funcțională a genunchiului, adică nu mai putem călca pe picior sau dureri permanente chiar și în timpul somnului. Categoric, cu cât așteptăm mai mult, rezultatul și tratamentul devine mai greu. Și cum prevenim totuși aceste dureri? Pentru că, după cum spuneați, apar și la tineri, apar și la vârstnici. La vârstnici e mai greu pentru că e un pic mai complicat, dar noi, tinerii? Nu, putem să prevenim și la tineri și la bătrâni. Tinerii, automat când facem sport, să încercăm să ne echipăm corespunzător și să avem echipamentul de protecție. Iar dacă facem activități normale, să nu folosim mușcări pruște de răsucire a genunchiului, că acolo se întâmplă de cele mai multe ori. Să evităm sporturile de contact sau dacă
încercăm să facem un sport de contact, neapărat să avem echipamente de protecție, iar în cazul vârstnicilor este foarte important să luăm lucrurile din timp. Dacă apar dureri, la prima fază de durere trebuie să apelăm la un specialist. Atunci există multe tratamente care opresc evoluția gonartrozei și automat nu mai ajungem nici să dezvoltăm o gonartroză foarte avansată și să apelăm la tratamente chirurgicale. Și ar mai fi un mit că nu ar fi în regulă să stăm așa cum stau eu acum, picior peste picior, pentru că dăunează genunchilor? Da, face compresie la nivelul nervilor și sistemului vascular în spatele genunchiului, în zona popliteie, face o hiperextensie și presiune la nivelul mușchilor și atunci automat când schimb poziția o să apară o durere în spatele genunchiului, iar efectuând poziția asta de multe ori, pot să avea probleme și la nivelul tendoanelor și apariția tendinitei. Asta înseamnă că atunci când stăm pe scaun trebuie să avem picioarele la 90 de grade. La 90 de grade și un scaun cât mai confortabil. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi. Ne revedem și mâine. O zi ușoară!